În timp ce armata israeliană și-a lansat operațiunea terestră în Gaza, Erdogan face apel la Israel să oprească această nebunie și să pună capăt atacurilor. De asemenea, președintele anunță marele meeting pentru Palestina, care va avea loc pe terenul vechiului aeroport Ataturk din Istanbul. Mai mult, Recep Erdogan declară că Hamas nu e o organizație teroristă, ci un grup de luptători pentru eliberare și nu se va mai deplasa în Israel așa cum era planificat. Despre poziția și rolul lui Erdogan în războiul din Orientul Mijlociu discut cu Sorina Matei, editor Aleph News. Sorina, bun găsit! Bună seara, Raluca! De ce ține Turcia partea Hamas împotriva Vestului? N-aș spune că Turcia ține partea Hamas, aș spune că Erdogan are o problemă în acest sens și chiar sunt analize în presa internațională vis-a-vis de părerile personale ale președintelui Turciei. E o poveste foarte lungă, o să încerc să o sumarizez. Erdogan a fost tot timpul empatic cu această cauză a Hamas și în general cu cauza palestinienilor încă de când era tânăr politician, deci încă de dinainte să ajungă premier al Turciei și ulterior președinte. Trebuie să spun că această poziționare a Turciei, că Hamas nu este organizație teroristă, este împărtășită de mai multe țări arabe, cel puțin 9, pentru că situația din Orient a făcut și sfârtecările militare din Orient în ultimii aproape peste 60 de ani, a făcut ca majoritatea partidelor din Orient, chiar dacă sunt partide politice, să aibă și brațe militare. Cert este că Erdogan ce face zilele acestea, că nu e astăzi prima oară când spune că Hamasul nu este organizație teroristă, n-ar trebui să surprindă pe nimeni, nu surprinde, din câte știu, nici Departamentul de Stat, pentru că Erdogan a mai avut asemenea ieșiri în 2018, în 2009, când inclusiv pe președintele Israelului, pe fostul președinte, pe Shimon Peres, l-a acuzat într-un forum internațional că ucide copiii palestinieni. Apoi a fost un incident în 2010 între flota turcească și armata israeliană, care s-a terminat foarte prost cu mai mulți morți. Este celebru incident de la Mavi Marmara, în care practic navele turcești au încălcat o blocadă israeliană impusă în zonă. Deci decizia asta de a cultiva această relație pare a fi, și astea sunt interpretările care se dau, a fi în totalitate alegerea personală a lui Erdogan și nu neapărat o decizie strategică a statului turc, pentru că după aceste incidente de-a lungul timpului cu Israelul, Turcia, prin Erdogan, devenit președinte, a cultivat o relație deschisă cu liderii Hamas. Adică Turcia le-a dat pașapoarte, le-a dat rezidență liderilor Hamas. Liderii, o parte din liderii Hamas au călătorit prin lume chiar cu pașapoarte turce și cu dublă cetățenie. Și în plus, Turcia este bănuită că sprijină militar chiar organizația ta Hamas, pentru că anul acesta a fost un incident tot în zonă, când israelienii au declarat că au confiscat cam 16 tone de material exploziv care venea din Turcia și se îndrepta spre fâșia Gaza, aparent, spuneau ei, destinat construirii de rachete pentru Hamas. Și atunci, Sorina, te întreb. Meetingurile, că astăzi ce am văzut a fost un meeting al lui Erdogan, dar zilele trecute au fost alte meetinguri în Istanbul și inclusiv presa a văzut că meetingurile organizate în Istanbul pro-Palestina, pentru că cumva părerea lui Erdogan s-a imprimat și pe părerea poporului, dar foarte interesant este că aceste meetinguri au fost organizate de ONG-uri și de partide politice apropiate de Erdogan, în condițiile în care meetingurile în Turcia sunt oficial interzise
din 2013, de când au fost problemele în Turcia. Și urmează întrebarea, Sorina, dacă după poziția prorusă din conflictul din Ucraina, după tot ce se întâmplă acum, se poate citi din această nouă poziție un început al ieșirii Turciei din NATO, pentru că vedem NATO nu susține deloc discursul Turciei sau al lui Erdogan. Asta e singura problemă a lui Erdogan, că este stat membru NATO, dar este un stat important membru NATO, adică are a doua cea mai importantă armată din Alianța Nord-Atlantică. Cred că povestea cu Rusia, ce negociază Federația Rusă, cei 8 ostate pe care îi deține Hamas, e cumva o altă poveste, e treaba Federației Ruse, că în situația din zilele astea pare că fiecare negociază pentru el. Adică ce e cu Rusia, e interesul Rusiei să-și aducă oamenii și să arate că cu Hamas se poate discuta și să creeze mai multă presiune pe Bibi Netanyahu, în condițiile în care rudele ostaticilor fac presiuni să se domolească aceste bombardamente. Situația lui Erdogan în NATO este cunoscută, asta încercam să spun și prin precedentul răspuns, având în vedere că un semnal a dat chiar Anthony Blinken, care știm foarte bine că zilele trecute, când a început acest conflict, a făcut un turneu în statele arabe, toate statele care puteau discuta și puteau rezolva problema ostatecilor, dar au remarcat toată lumea că Anthony Blinken nu s-a oprit în Turcia, nu s-a oprit la Ankara, nu a vrut să discute cu administrația turcă, în condițiile în care serviciile de informații turce sunt foarte bine conectate la Israel. Turcia a încercat să devină un negociator, având în vedere relația personală a lui Erdogan cu liderii Hamas, dar se pare că Occidentul a considerat că Turcia e prea apropiată de Hamas, astfel încât să fie un arbitru obiectiv în această poveste, și au preferat Qatarul și, în mod tradițional, Egiptul. Mulțumesc mult, Sorina, pentru toate informațiile.